În termeni astronomici, omenirea a început să-și lase amprentele sale în acest mic colț al Universului, unde s-au creat condițiile necesare pentru prosperarea vieții comparativ nu de mult. Datorită ingeniozității cu care a fost înzestrată de natură specia noastră în procesul evoluției, ea întotdeauna a tins să se facă auzită de generațiile viitoare, să-și lase amprenta mai exact. Prin urmare, noi putem trage cu ochiul la unele aspecte din viața civilizațiilor din trecut, iar fiecare descoperire arheologică nouă completează mozaicul incomplet al istoriei omenirii. Cu siguranță au fost și vor mai fi multe descoperiri, dar sunt o serie ce pot fi numite cele mai remarcabile. Deci, să vedem care sunt unele dintre cele mai uimitoare descoperiri arheologice din istorie, cruciale în înțelegerea civilizațiilor dispărute. Menționez că foarte multe dintre ele vor fi filmate cu drona și vor fi descoperite prin diverse tehnologii moderne și chiar din greșeală, ceea ce mi se pare incredibil. De asemenea, nu uita să te abonezi la acest canal de YouTube pentru a fi la curent cu astfel de materiale, zic eu, interesante, pentru că am văzut că vă plac genul ăsta de episoade și am început să trecem și noi la de astea mai interesante. Am mai lăsat puțin politica mai departe, dar poate cu timpul o să mai revenim la acele episoade clasice. Dar acum, în funcție de ce vă place și vouă, eu încerc să creez materiale. Nu uita să apeși pe butonul de like, pentru că este foarte important, și de asemenea o singură întrebare mai am pentru tine: care ți s-a părut cea mai incredibilă descoperire pe care o vei vedea în episodul de astăzi? Nu uita să-mi scrii în comentarii, pentru că este foarte important. Acum să trecem la materialul de astăzi. Începem cu mormântul faraonului Tutankhamon. Sunt aproape 100 de ani de când un grup de cercetători a descoperit mormântul aproape intact al lui Tutankhamon, dar descoperirea mai rămâne și astăzi una din cele mai interesante evenimente din istoria arheologiei. Camera de înmormântare a faraonului egiptean a fost descoperită în 1922 de o echipă de arheologi condusă de egiptologul britanic Howard Carter. Tutankhamon a ajuns la putere în jurul anului 1332 înaintea erei noastre, la vârsta de 9 ani, și a murit aproximativ 9 ani mai târziu. Moartea lui pe prins de veste poate explica de ce mormântul băiatului pare a fi construit în grabă. Microbii găsiți pe peretele mormântului sugerează că vopseaua de pe pereți nu a fost pe deplin uscată atunci când mormântul a fost sigilat, spun arheologii. În interiorul mormântului, cercetătorii au descoperit mumia faraonului decedat mult timp în urmă, precum și multe alte artefacte, cum ar fi măștile, elementele de artă și bijuteriile. Comorile mormântului au fost atât de incredibile încât Carter și echipa sa și-au adus aportul la protejarea lui de tâlhari prin a răspândi un mit potrivit căruia oricine va intra în el va suferi din urma blestemului faraonului mort. Prin urmare, descoperirea mormântului regelui Tutankhamon a devenit extrem de influentă, deoarece a trezit interesul publicului larg pentru Egiptul antic. Continuăm cu Troia, orașul pierdut. Noi toți știm despre cetatea antică Troia din Iliada lui Homer. Timp de secole, istoricii credeau că legendarul oraș unde a avut loc războiul troian și rezistența căruia a fost zdrobită prin viclenie cu ajutorul renumitului cal troian nu a fost decât un mit. Se credea că orașul s-a înălțat în locul cunoscut acum ca Hisarlik. Apoi, în 1870, au fost descoperite rămășițele orașului în nord-vestul Turciei. În 1873 a fost găsită o comoară în orașul pierdut, despre care se spune că ar fi aparținut regelui Priam. Potrivit mitologiei grecești, Priam a fost conducătorul Troiei, al cărui fiu Paris s-a îndrăgostit de Helen și a răpit-o de la soțul ei spartan. Aceste evenimente au provocat începutul războiului troian. Arheologii nu sunt complet siguri că Hisarlik este Troia din legendă, deși ei știu că situl a fost locuit timp de mii de ani, începând cu anul 3000 al erei noastre până anul 5000 a începutului erei noastre. De fapt, Hisarlik a fost locația cel puțin 13 orașe diferite, fiecare construit pe ruinele celui precedent, potrivit arheologilor.
Continuăm cu grota din Altamira, Spania. Oamenii au evoluat în Africa, iar calitatea de exploratori înrădăcinată în ei i-a mânat spre noi orizonturi, astfel răspândindu-se în restul lumii. Se crede că picturile preistorice din grota Altamira, descoperite în anul 1879 de un arheolog amator și fiica lui cea mică, au existat cu 14.000-18.500 de ani înainte de a fi găsite. De fapt, unii oameni de știință cred că ele sunt mult mai vechi și au fost pictate atunci când oamenii au călcat în nordul Europei, în urmă cu aproximativ 35.000 de ani. Picturile descoperite în peștera din Spania reprezintă bizoni, cai, căprioare și conturul mâinilor umane. Ele au fost create cu folosirea cărbunelui și tincturilor din pământ. Cred că ai auzit de insula Paștelui. Oamenii Rapa Nui, ce au populat odată insula cunoscută în vest ca cea a Paștelui, pentru prima dată au sculptat monoliții uriași între anii 1250 și 1500 înainte de erei noastre. Istoricii cred că ei au făcut acest lucru pentru a evoca protecția strămoșilor lor, onorându-i cu statui. Lumea occidentală abia în secolul al XVII-lea a descoperit capetele uriașe sculptate pe insulele îndepărtate, ce sunt acum denumite statuile insulei Paștelui. La început se credea că oamenii au cioplit doar capete, dar monoliții numiți moai de fapt dețin și propriile trupuri sculptate. Trecem la mormântul lui Richard al III-lea. Nu în fiecare zi dai peste un mormânt a unui rege. În 2012, la mai mult de 5500 de ani de la moartea sa, regele Richard al III-lea a fost descoperit sub o parcare modernă din Leicester, Anglia. După ce a murit în 1485, el a fost înmormântat la biserica Greyfriars și a fost pierdută pentru istorie. În 2015, el a fost reînhumat în catedrala Leicester din apropiere într-un mormânt de marmură, așa cum și se potrivește unui rege. Deși nu toți sunt de acord că el a fost un rege legal, deoarece el și cei doi nepoți, Edward al V-lea și Richard Shrewsbury, în turnul Londrei pentru a lua tronul Angliei. Și încheiem cu piatra din Rosetta. Istoricii ar fi cunoscut mult mai puțin despre Egiptul antic dacă nu ar fi fost piatra Rosetta. Descoperită în Egipt de soldații francezi în anul 1799, piatra a ajutat savanții să înțeleagă cum să descifreze în sfârșit hieroglifele egiptene antice. De aceea, ea este considerată una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din lume. Pe piatră au fost găsite trei scripturi diferite. În primul rând, hieroglifele, care era scrierea de bază în Imperiu. De asemenea, era prezent demoticul egiptean, limba în care vorbeau oameni obișnuiți, și greaca, limba oficială în timpul guvernării macedonene a Egiptului. În 1822, egiptologul Jean-François Champollion a descifrat hieroglifele de pe piatră, permițând astfel viitoarele traduceri ale altor texte scrise în limba egipteană antică și a reînvia istoria și cultura pierdută a Egiptului antic. Începând cu anul 1802, piatra Rosetta se află în Muzeul Britanic din Londra. Cam atât a fost, dragilor, și în episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați de like, share și, evident, de subscribe. De asemenea, nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube și, da, cum spuneam, mă ajută foarte mult. Vreau să vă mai întreb care ți s-a părut cea mai interesantă sau uimitoare descoperire prezentată în episodul de astăzi. Chiar să aștept răspunsul în comentarii. Ne auzim cu alte materiale și, evident, mă găsesc și pe alte platforme dacă te uiți puțin în descriere. Mult succes în absolut tot ceea ce faceți!